vrea să discutăm și despre ceea ce se întâmplă, din păcate, în această perioadă, la granița Poloniei cu Belarus. În ce se poate transforma această criză a migranților? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Se poate transforma într-un război. Atât mai mult cu cât vorbeam și mai devreme de Ungaria și Polonia, sunt țări care au o politică destul de lipsită de flexibilitate. Iar în cazul conflictului de la granițele Poloniei și Lituaniei cu Belarusul, suntem, de fapt, în fața unui război hibrid. Deci războiul a început. Dacă el poate să devină și un război fierbinte, dar războiul a început. De fapt, a început de mult, poate de când domnul Putin a devenit președinte al Rusiei, poate mai târziu, în 2012, dar avem o perioadă foarte lungă de timp, pentru că o operațiune asemănătoare a fost operațiunea ruso-turcă din 2015, când valul de refugiați sirieni, produși de bombardamentele ruse, era la porțile Europei și punea Europa sub o grea încercare. Acum se încearcă același lucru și se încearcă pe partea cu Polonia, pentru că Polonia este lipsită de experiență. Există enorm de mult naționalism și riscul de a se ajunge la o confruntare e posibilă. O confruntare Polonia-Belarus este o confruntare Uniunea Europeană-NATO cu Rusia și cred că Rusia, eu sunt dintre cei care cred că din disperare, pentru că timpul nu trece în favoarea Rusiei, Rusia este interesată să provoace un conflict acum. Statele Unite și NATO iau în considerare un asemenea lucru, deci situația este foarte gravă și totul pe seama unor oameni, probabil majoritatea, în nevoie, care sunt transportați în Belarus, sunt manipulați, sunt trimiși la granița poloneză. Pentru că nu trebuie să uităm niciodată, oamenii aceia sunt nevinovați, sunt pur și simplu manipulați și mulți dintre ei aduci într-o situație groaznică. No, sigur, noi spunem, bun, au organizat transportul Qatarul, Turcia, Rusia și așa mai departe. Dar să știți că oamenii ăștia au plătit. Au plătit biletele de avion, au plătit călăuzele, au plătit pe toată lumea. Se ajunge la 10-15 mii de euro pentru fiecare persoană deplasată ca să ajungă acolo și să se lovească de armata poloneză. Situația este gravă și pentru ei, iar Lukashenko n-are alternativă. Lukashenko își dorește un conflict, pentru că în felul ăsta ar putea năspriși și mai mult, dacă se mai poate așa ceva, reacția împotriva opoziției democratice din țara sa. Deci suntem într-o situație de criză. Europa a hotărât o serie de sancțiuni, Uniunea Europeană. Nu cred că aceste sancțiuni vor rezolva problema, pentru că problema e Putin. Problema cu gazele este Putin, problema este încercarea disperată a lui Putin, mai ales în epoca post-Trump, de a provoca un conflict care să îi asigure avantajul pe care crede că l-a câștigat între timp. Sigur, Statele Unite nu-l iau în serios pe Putin, Statele Unite se uită la China. China are în spatele puterii actuale o dezvoltare economică extraordinară. Vorbeam de Rusia. Cu toate bogățiile pe care le are Rusia din cauza corupției extraordinare de acolo, nivelul de trai este sub nivelul din România. Mult! Mult sub nivelul din România. Deci România a cunoscut progrese evidente în cei 14 ani de când am aderat la Uniunea Europeană. Rusia, între timp, a cunoscut o situație economică gravă, în care doar o minoritate s-a îmbogățit apropiații lui Putin și o majoritate acceptă să trăiască în această situație pentru că e manipulată. E o manipulare fățișă. Știți că acolo orice organizație neguvernamentală care nu vorbește pe limba lui Putin este declarată agent străin și văd că și în România se fac presiuni de genul ăsta. Doamna Șoșoacă, exclusă din AUR, cere nici mai mult, nici mai puțin ca cei care sunt critici la adresa guvernului sau unor politicieni români să fie declarați anti-români și închiși. România devine un teren perfect pentru Putin. Iată un mesaj asemănător, că ne întrebam ce mesaje promovează AUR. Bine, doamna Șoșoacă nu mai este la AUR, dar de acolo provine dânsa, nu? Da.
Și nu numai, adică sunt mesajele legate de familia tradițională, legate de Uniunea Europeană pe care le transmit. Uniunea Europeană este o problemă, trebuie o altă Uniune Europeană. Pentru cei care nu știu, Hitler nu propunea o Germanie puternică, ci o Europa bazată pe națiuni, ceea ce propun Orban, la asta se gândește și Putin. Deci nu... Eu îl văd pe Putin în mare măsură un continuator al lui Hitler și un lider al fașiștilor valoni din Belgia, deci a fașiștilor francofoni din Belgia, liderul Rex de Grel, spunea într-un interviu din 1980, el a reușit să fugă în Spania franchistă și a trăit până 1999 acolo, spunea unui jurnalist belgian: greșeala noastră a fost că am luptat cu Rusia. Eu sper ca Rusia să devină o parte a acestei viziuni a lui Hitler. El era considerat copilul de suflet al lui Hitler. Și sper ca un mușic, un general rus să preia conducerea întregii acestei lupte pentru valorile tradiționale. Când am citit acest interviu din 1980 și l-am văzut pe Putin, mi s-a părut că despre asta este vorba. Multă lume nu cunoaște interviul acesta, dar el e foarte relevant pentru ceea ce ni se întâmplă.